Domnule președinte, domnule secretar general al Guvernului Mircea Brudean, domnule europarlamentar Daniel Buda, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean Alin Tișe, în conformitate cu dispozițiile articolului 116 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, am convocat prin ordinul numărul 569 din data de 21.10.2024 ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Turda pentru data de 26.10.2024, ora 10, întrucât din numărul total de 21 de consilieri stabilit prin ordinul prefectului județului Cluj numărul 569 din 21.10.2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Turda au fost validate mandatele unui număr de 21 de consilieri, fiind astfel întrunite condițiile legale pentru convocarea ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. Din numărul total de 21 de consilieri ale căror mandate au fost validate de către judecătoria Turda, sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, informații pe care am obținut-o de la secretarul general al UAT-ului, declarați aleși la data de 9 iunie 2024 și validați conform dispozițiilor articolului 114 din OUG numărul 57/2019, privind codul administrativ, coroborat cu prevederea 34 din OUG numărul 21/2024, privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 de către judecătoria Turda prin încheierea numărul 7470 din 14.10.2024. Numărul și numele consilieri locali validați și absenți motivați conform articolului 116 alineatul 8 din codul administrativ este 0. Numărul și numele consilierilor locali absenți nemotivați este 0. Conform prevederilor articolului 116 alineatul 4 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, ședința privind ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local prezent, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Din informațiile primite de la secretarul general al Unității Administrative Teritoriale Turda, rezultă că cel mai în vârstă consilier este doamna Blăniță Gabriela din partea Alianței Dreptei Unite, iar cei mai tineri consilieri sunt domnul Baba Sebastian Adonis din partea Partidului Social Democrat și doamna Vălean Teodora din partea Partidului Social Democrat. În aceste condiții, îi invit pe cei trei consilieri să preia conducerea lucrărilor ședinței de constituire, rugând-o pe doamna Blăniță Gabriela să citească încheierea judecătoriei Turda numărul 7470 din 14 octombrie 2024, prin care a fost soluționată cererea privind validarea alegerii consilierilor locali ai municipiului Turda. Doamna președinte, vă rog. Mulțumesc, doamna prefect. Încheierea judecătoriei Turda numărul 7470 din 14.10.2024, judecătoria Turda, încheierea civilă numărul 7470 din 2024, ședința din Camera de Consiliu de la 14 octombrie 2024, instanța constituită din președinte Anastasia Elena Opriș, grefier Zoia Giurgiu, pe rol fiind soluționarea cererii privind validarea consilierilor locale ai municipiului Turda. Pentru aceste motive, în numele legii, dispune admite cererea formulată de către secretarul general al municipiului Turda, validează mandatele următorilor consilieri locali, declarați aleși în funcția de consilier local al municipiului Turda, domnul Baba Sebastian Adonis, PSD, Blăniță Gabriela, ADU, Buzdugan Cosmin Marius, AUR, Felezeu Cristian George, ADU, German Alina Iudita, PNL, Hudrea Horea, PSD, Coloji Otilo, AUR, Muraru Claudiu Alin, AUR, Noghi Oana Florina, AUR, Napa Adrian, AUR, Năstase Paul, PNL.
Nemeș Lucian Bogdan, aur. Pârlea Daniela, PNL. Ricman Ciprian, ADU. Ritter Marius, ADU. Rusu Gabriela, PSD. Sălăgean Aron Adrian, PNL. Sârbu Paul Marius, PNL. Și Poș Arpad, UDMR. Țifui Florin George, ADU. Vălean Teodora, PSD. Invalidează în funcția de consilier local pe următorii candidați cărora li s-au atribuit mandate de către Biroul Electoral Central numărul 5 Turda: Matei Cristian Octavian din partea Partidului Național Liberal și Ciortea Răzvan Iulian din partea Partidului Social Democrat. Validează mandatele următorilor consilieri supleanți: Năstase Paul din partea Partidului Național Liberal și Hudrea Horea din partea Partidului Social Democrat. În continuare, consilierii aleși a căror mandate au fost validate vor depune jurământul. Conform prevederii articolului 117 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, jurământul este: jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Depunerea jurământului se va face în ordine alfabetică a consilierilor. Vă rog, domnule Baba, poftiți! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să... E o întrerupere pentru câteva secunde, vă rog să aveți puțină răbdare. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Blăniță Gabriela. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Budugan Cosmin Marius, aur.
Subsemnatul Budugan Cosmin Marius jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Felezeu Cristian George, Alianța Dreapta Unită. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna German Alina Iudita, PNL. Subsemnata German Alina Iudita, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Hudrea Horia, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Coloji Otilo Aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Muraru Claudiu Alin, AUR. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Doamna Noghi, Oana Florina, Aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Nap Adrian, Aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Năstase Paul, PNL. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Nemeș Lucian Bogdan, Aur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Pârlea Daniela, PNL. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Rickman Ciprian, ADU. Jur să respect Constituția și legile țării
Și să fac cu bună știință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ritter Marius Adu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Rusu Gabriela, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Sălăgean Aron Adrian, PNL. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Sârbul Paul Marius, PNL. Subsemnatul Sârbul Paul Marius, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să îmi ajute Dumnezeu. Domnul Șipoș Arpad, UDMR. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Isten engem úgy segítsen.
Domnul Țifui Florin George, ADU. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și cea mai tânără consilieră a noastră, doamna Vălean Teodora, PSD. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu este niciun consilier local care a refuzat să depună jurământul la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Turda. Stimați colegi, felicitări și mult succes în activitate! Vom continua cu depunerea jurământului de către primarul municipiului Turda. Doamna prefect, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte! Voi da citire încheierii judecătoriei Turda numărul 7321 din 8-10-2024, prin care a fost soluționată cererea privind validarea alegerii primarului municipiului Turda. Judecătoria Turda, în încheierea civilă numărul 7321/2024, în ședința din Camera de Consiliu de la 8 octombrie 2024, instanța constituită din președinte Alina Iulia Ferenț, grefier Roxana Valentina Marc, pe rol fiind soluționarea cererii privind validarea alegerii primarului municipiului Turda, județul Cluj. Pentru aceste motive, în numele legii hotărăște, în baza articolului 149 aliniatul 1 din OUG numărul 57/2019, coroborat cu articolul 101 aliniatul 2 din legea 115/2015, validează alegerea domnului Cristian Octavian Matei în funcția de primar a municipiului Turda. Îl invit pe domnul primar Cristian Octavian Matei să depună jurământul prevăzut de articolul 117 din OUG 57/2019 privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puntiința și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule europarlamentar Daniel Buda, domnule președinte al Consiliului Județean Cluj, Alin Tișă,
Domnule secretar general al Guvernului Mircea Brudan, doamna prefect, stimați consilieri, distinși colegi și invitați, onorată asistență, dragi turdeni. Este un moment foarte emoționant pentru noi toți, un moment important pentru Turda, iar această zi marchează începutul unei frumoase colaborări, a unui nou mandat care poate să aducă foarte multe satisfacții, atât nouă, cât și tuturor celor care aleg să se implice activ în dezvoltarea municipiului nostru. Vă urez bine ați venit, vă doresc tuturor o acomodare cât mai rapidă în activitatea de consilier și să ne dorim ca împreună să avem parte de rezultate deosebite. Îmi doresc ca nou Consiliul Local să ne susținem reciproc, să dăm dovadă de implicare, să fim ambițioși, perseverenți și dornici de a continua proiectele începute prin determinare și viziune, respectiv a acționa în conformitate cu votul de încredere care ne-a fost acordat pentru ca municipiul nostru să-și păstreze statutul de lider național la nivelul atragerii fondurilor europene. Vreau să vă supun atenției că vor fi și momente dificile de cotitură în care este important să menținem aceleași standarde ridicate pentru realizarea proiectelor de anvergură, să alegem înțelept, să dăm viață unor idei prolifice și să ne reamintim constant că acțiunile noastre converg înspre binele comunității. Rememorez cu drag primele două mandate, ani în care alături de echipa mea am pus bazele schimbării Turzii. Am atras investiții considerabile, am modernizat și reabilitat infrastructura municipiului, am transformat complet peste 160 de străzi de pământ, neîntabulate, în străzi deschise circulației publice, în conformitate cu standardele europene și am deschis noi perspective de dezvoltare. Prioritatea noastră a fost... dintotdeauna binele acestei comunități și dorința de a crea prosperitate pentru a crește calitatea vieții turdenilor, iar împreună să putem demonstra că o comunitate unită poate atinge orice obiectiv. Așadar, am speranța că noua echipă vom continua să fim la fel de motivați, puternici și ambițioși în dezvoltarea strategiei pe care am început-o, o strategie bazată pe cei mai importanți piloni ai societății, respectiv infrastructură, transport, sănătate, educație, sport, cultură, proiecte sociale și în special energie verde. Am plăcerea de a vă prezenta prin imaginile pe care le veți urmări în continuare, care vorbesc de la sine, rezultatele strategiei elaborate până în prezent, pornind de la proiectele care au ajuns deja la maturitate și se bucură de o amploare impresionantă la cele aflate în curs de implementare, precum și proiectele viitoare. Practic, în continuare, veți viziona noua poveste a Turzii.
Cam asta o să avem, dragii mei, de dezvoltat în continuare în următorii 4 ani care ne așteaptă și care cu siguranță nu vor fi ușori. Dragi turdeni, conchid prin a vă mulțumi pentru încrederea acordată din nou. Mă simt onorat și fericit pentru că am reușit pe parcursul acestor ani să transformăm viziuni în realitate, am pornit la drum cu ideea de a duce Turda la un alt nivel, într-o asemenea manieră încât să fie acel oraș european la care visăm cu toții și nu ne vom lăsa până nu ne vom îndeplini acest scop. Vă mulțumesc! În continuare, dau cuvântul doamnei secretar general al municipiului Turda, Elena Mihaela Mărginean, pentru a ne prezenta câteva dintre obligațiile aleșilor locali. Doamna secretar. Mulțumesc. Doresc să aduc la cunoștință faptul că, pe întreaga durată a exercitării mandatului, aleșii locali sunt obligați să respecte prevederile legale privind depunerea declarațiilor de avere, a declarațiilor de interese, a declarațiilor privind calitatea de lucrător al securității sau colaborator al acesteia, precum și regimul incompatibilității și al conflictelor de interese. În acest sens, aleșii locali vor depune declarația de avere și declarația de interese în termen de 30 de zile de la data alegerii în funcție, conform articolului 229 din OUG 57/2019, coroborat cu articolul 4, alineatul 1 și articolul 5, litera G, din legea numărul 176/2010. Declarație pe proprie răspundere, conform articolului 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 24/2008 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității și excepția celor care, la data de 22 decembrie 1989, nu împliniseră vârsta de 16 ani în sensul de a preciza dacă au avut sau nu calitatea de lucrător al securității sau de colaborator al acesteia. Totodată veți respecta regimul incompatibilităților stabilit pentru primar, viceprimar și consilier local, reglementat prin articolul 87, articolul 88, articolul 89, articolul 90 și articolul 91 din legea numărul 161/2003, precum și dispozițiile legale privind conflictul de interese prevăzute de articolul 176 din legea numărul 161/2003 și OUG 57/2019. Acum, pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți noi în Consiliul Local, vă aduc la cunoștință, iar celorlalți care sunt la un nou mandat, le reamintesc faptul că, potrivit articolului 2 din legea 176 din 2010, declarația de avere și declarația de interese se completează și se depun doar în format electronic, semnate electronic, în platforma EDAI, aflată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. În acest sens, urmează ca fiecăruia dintre dumneavoastră, care este nou în Consiliul Local, să îi se creeze de către Primăria Turda un cod pe baza informațiilor din cartea de identitate și a adresei personale de e-mail. Celorlalți care sunt la un nou mandat își păstrează contul, având în mandatul anterior, totodată pentru semnătura electronică, Primăria Turda va pune la dispoziția fiecăruia dintre consilierii noi un nou token. Consilierii care sunt la un nou mandat și cărora li s-a pus la dispoziție un asemenea token, îl vor folosi în continuare. De asemenea, aveți în mapele pe care vi le-am pus la dispoziție extrasele din normele legale ce reglementează regimul incompatibilităților și al conflictelor de interese, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și declarația pe proprie răspundere conform articolului 5 din Ordonanța de Urgență numărul 24/2008 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității. După completare, documentele vor fi depuse la compartimentul Relația cu Consiliul Local din cadrul instituției. În continuare dau cuvântul doamnei prefect Irina Munteanu.
Vă mulțumesc, doamna secretar general, domnule secretar general al Guvernului, domnule europarlamentar Daniel Buda, domnule președinte Alin Tișe, domnule primar, stimați domni consilieri locali, județeni, stimați invitați. Sunt onorată să mă aflu astăzi aici partea acestei ceremonii. Domnule primar, în primul rând vreau să vă adresez dumneavoastră felicitări pentru noul mandat, felicitări și pentru mandatele anterioare și pentru toți acești ani pe care i-ați investit pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Imaginile pe care dumneavoastră le-ați prezentat sunt impresionante, trec de aproape mai bine de 4 ani zi de zi prin Turda, prin toate zonele și schimbările de pe o zi, de pe un an pe altul, de pe o zi pe alta sunt remarcabile. Atragerea de fonduri, nivelul pe care dumneavoastră l-ați reușit în atragerea de fonduri europene, investiții din fonduri guvernamentale, este impresionant și Turda este exact în direcția pe care ați menționat-o și dumneavoastră anterior, un oraș european pe care cu toții vi-l doriți. Sunt convinsă că dumneavoastră, turdenii, simțiți cel mai bine aceste investiții, aceste schimbări, care aduc un plus de bunăstare fiecăruia dintre dumneavoastră. S-au atins toate domeniile, sau cele mai importante domenii ale comunității, sănătate, educație, turism, infrastructură, locuire, toate pentru comunitatea pentru care v-ați dedicat aceste mandate. Domnilor consilieri locali care v-ați încheiat mandatul acum, vă doresc mult succes, vă adresez felicitări pentru felul în care ați colaborat cu domnul primar, cu aparatul de specialitate al primăriei, astfel încât toate aceste proiecte să poată fi implementate. Domnilor, doamnelor și domnilor consilieri actuali care vă începeți activitatea, vă doresc mult succes și să aveți mereu în minte această sintagmă din jurământul pe care l-ați rostit astăzi pentru binele locuitorilor municipiului Turda. Mult succes și felicitări! În continuare îl invităm pe domnul Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Bună ziua tuturor, domnule primar, distinși invitați, doamnelor și domnilor consilierii, dragi turdeni, sunt onorat astăzi să particip la acest eveniment important în viața comunității dumneavoastră și asta pentru că în urmă cu câteva zile același jurământ pe care l-ați depus dumneavoastră, l-am depus și noi cei de la Consiliul Județean, iar în acel jurământ evident inclusiv locuitorii din orașul dumneavoastră erau vizați, întrucât jurământul nostru viza locuitorii din întreg județul, iar aici, sigur, vorbiți de locuitorii din orașul dumneavoastră, din municipiul Turda. Aș vrea să îi felicit pe consilierii care au pus umărul la ceea ce am văzut astăzi aici și îndeopște pe domnul primar care a reușit să creeze acea majoritate a proiectelor, cum îmi place mie să spun, dincolo de părerile personale, de simpatiile și antipatiile pe care le pot avea oamenii, cred eu că ceea ce rămâne după noi ca oameni politici sunt faptele. Peste câțiva ani și peste generații, oamenii nu vor mai ști ce a spus Ionică despre Petrică sau invers, ci oamenii vor ști ceea ce a rămas în comunitatea lor, ceea ce îi face să trăiască mai bine și ceea ce face din orașul lor un model de dezvoltare. Îmi veți spune, sigur, mai sunt multe de făcut. Dar spuneți-mi mie, unde nu mai sunt lucruri de făcut? Există vreo familie sau vreo casă în care nu mai e nimic de făcut? Cu atât mai mult într-o urbe, unde, sigur, oamenii au multe așteptări, există multe viziuni. Faptul că sunteți aici reprezentanții mai multor partide este dovada faptului că oamenii în Turda au opțiuni diverse. Dar cred că cei care ați fost aleși aici sunteți fiecare într-un procent mai mic sau mai mare reprezentanții acestor oameni din Turda. Iar eu mă adresez acum în calitatea mea de reprezentanții acestor oameni și sunt onorat să vă adresez acest mesaj
de unitate și de colaborare în interesul comunității turdene. Să știți că nimeni nu apără mai bine interesul dumneavoastră sau nu ar trebui decât dumneavoastră. Cei care aici, acum, sunteți puși în următorii 4 ani să faceți ce trebuie pentru oamenii. În mod evident, fiecare cu viziunea pe care o are, în mod evident, fiecare cu crezul pe care îl are. Dar cred că dincolo de ce s-a spus în campania electorală, dincolo de ce oamenii spun la un moment dat în dorința de a obține voturi, cred că ceea ce legitimează un consiliu local și un consilier, cu atât mai mult un primar, este ceea ce lasă bun pentru comunitate în urma mandatelor pe care le-a avut sau le va avea. Închei, pentru că nu vreau să profit de bunăvoința dumneavoastră, prima vă spune că la nivelul Consiliului Județean Turda va avea un sprijin, un partener, cum de altfel a fost în toți acești ani, și mi-aș dori ca și dumneavoastră, la fel cum facem la nivelul județului, să creați o majoritate a proiectelor, să vă adunați în jurul proiectelor, nu atât în jurul persoanelor, pentru că realizez că fiecare partid își dorește puterea politică, dar odată la 4 ani se întâmplă asta. În rest, practic, oamenii așteaptă, cred, de la noi toți să producem rezultate și cred eu că cele mai bune rezultate le putem obține prin unitate în jurul unor proiecte și prin faptul că fiecare dintre dumneavoastră să vă urmăriți interesul propriei localități. Eu vă felicit, ceea ce am văzut aici este extraordinar, repet, cred că vă dați seama doar dacă umblați în alte orașe, prin județ sau în alte parte, puteți realiza lucrurile frumoase făcute în Turda. Mai sunt multe lucruri de făcut, am văzut că sunt proiecte consistente, dar este important că în acești 4 ani Turda a făcut mult mai mult decât s-a făcut în mulți, mulți ani. Iar la nivelul acestei zone, Turda poate să și devine cu siguranță un pol de dezvoltare așa cum ne-l dorim. Și de ce nu în contextul în care vorbim de o dezvoltare echilibrată și de o viitoare regionalizare a României sau o reformă administrativ-teritorială, Turda, în mod evident, este magnetul care va dezvolta toată această zonă și cred eu că aici fiecare dintre dumneavoastră puteți să vă puneți, să puneți umărul și să vă dezvoltați comunitatea dumneavoastră, pentru că știți cel mai bine ce așteptări au oamenii. Vă felicit pe toți, vă doresc succes, să ne revedem sănătoși ca de fiecare dată cum ne-am văzut și vă asigur încă o dată de colaborarea și de sprijinul constant și permanent pe care eu și Consiliul Județean îl va da acestor proiecte și inclusiv primarului dumneavoastră pentru acest mandat. Vă felicit și vă doresc mult succes! Domnul Mircea Prudean, secretarul general al Guvernului. Se aude, domnule primar, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule europarlamentar, doamnelor, domnilor consilieri județeni, distinși invitați. Acum că partea solemnă a ședinței s-a încheiat, îmi permiteți să fac și o glumă, sigur nu vă supărați. Data trecută eram prefectul județului Cluj și eram mai în centru, acolo lângă domnul primar. Acum că am avansat în funcție, a trimis mai la colț, așa că dați-mi voie să-mi doresc ca data viitoare să n-am loc la tribună și să fiu aici pun scaunel lângă, că e un semn bun. Lăsând gluma la o parte, vreau să îl felicit și eu pe domnul primar și echipa dumnealui pentru tot ceea ce s-a realizat în Turda, pentru tot ceea ce am văzut aici. Le-am văzut și pe ecran, le vedem și mergând pe stradă, dumneavoastră le știți mai bine decât noi. Cred că sunt două cuvinte care caracterizează activitatea domnului primar și a echipei dumnealui și a echipei de consilieri și toți cei care ați contribuit la ce s-a realizat aici, implicare și insistență. Cuvântul insistență, chiar dacă nu sună foarte bine, să știți că e cel mai important atunci când ai de-a face cu proiecte, cu bani europeni, bani guvernamentali și am simțit-o pe pielea mea, pentru că domnul primar mă sună foarte des pentru rezolvarea unor probleme ale administrației și încă sunt multe probleme de rezolvat în România, trebuie să recunoaștem asta, birocrația încă este mare, așa că întotdeauna e binevenit suportul cuiva care e pe la București și poate să sprijine. Sigur că e foarte greu să atragi bani europeni, să faci proiecte, să le implementezi, dar cred eu că și mai greu este să atragi investiții private. Și la capitolul ăsta, iarăși Turda excelează, pentru că, după cum bine știți, chiar săptămâna viitoare vom avea inaugurarea unei investiții private extrem de importante pentru această zonă și pentru România. Și asta iarăși denotă profesionalism
și implicare din partea dumneavoastră și a domnului primar. Așa că nu pot decât să vă felicit pentru tot ceea ce ați realizat aici și să vă doresc mult succes în continuare, pentru că mai sunt lucruri de realizat cu siguranță. Veți avea în noi un partener onest de fiecare dată, indiferent pe unde ne vom afla. Mulțumesc tare mult și mult succes vă doresc! Domnul Daniel Buda, membru al Parlamentului European. Domnule președinte al Consiliului Județean al Intișe, doamna prefect Irina Munteanu, domnule secretar general al Guvernului Mircea Brudean, domnule primar, domnule senator, erați pe acolo pe undeva, colegul nostru a ieșit afară acum, dragi consilieri locali și mai ales dragi turdeni, mă bucur foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră, într-un moment extrem de important din viața fiecărei comunități. Constat însă că este oarecare apăsare în sală, chiar dacă e dimineață, am așa oarecare încrâncenare. Dragii mei, aveți toate motivele să fiți bucuroși că sunteți turdeni. Aveți toate motivele să apreciați că trăiți la Turda. Mărturisesc că vin în orașul dumneavoastră de vreo 25 de ani și mă mai prindeam și eu pe la această masă, nu mai știu pe unde stăteam, dar ați evoluat într-un ring pe care vă spun în calitate de europarlamentar și membru în Comisia de Dezvoltare Regională și în această calitate mergem în foarte multe orașe din Uniunea Europeană, nu cred că aș putea să indic 3 orașe care să aibă un nivel de dezvoltare pe care l-aveți dumneavoastră la Turda. Și domnule primar, mă înclin în fața dumneavoastră pentru că ați dezvoltat acest municipiu la acest nivel și că ați știut să folosiți fondurile europene pe care le-ați atras în această comunitate și care a reușit să schimbe fața acestui oraș și, evident, să schimbe calitatea vieții. Sigur că noi oamenii, mereu, pe bună dreptate, avem așteptări multiple și mai departe de la ceea ce înseamnă cei care ne conduc. Dar este normal acest lucru. În același timp însă este important să vedem ceea ce s-a făcut și mai departe să stăm alături de administrația publică în așa fel încât să poată să construiască împreună cu dumneavoastră ceea ce înseamnă alte obiective care să corespundă așteptărilor dumneavoastră. Ați făcut din Turda, domnule primar, un pol în ceea ce înseamnă atractivitatea din punct de vedere economic, turistic, nu mai vorbesc, că deja sunt, nu știu, 44-45 de milioane de oameni care au aflat de Turda, de Salina Turda. Celelalte obiective de investiții din punct de vedere economic, săptămâna viitoare venim la o fabrică de medicamente, aveți sala de sport, adică aveți elemente pe care să știți că nu multe orașe din România și din Uniunea Europeană le au. Sigur că mai departe trebuie, domnule primar, să fim atenți la nevoile oamenilor. Aveți obiective și mereu mă tot sunați și pe mine și pe alți colegi, pe domnul președinte al Intișe, cerându-ne sprijinul pe diverse proiecte. E un lucru foarte bun pe care îl faceți și vă îndemn ca mai departe să ne stresați sau să ne dați telefoane, să stați pe capul nostru, să vă putem ajuta, pentru că pentru noi este o bucurie să avem primari care să-și dorească să facă lucrurile bune pentru comunitate. În același timp, aș avea un cuvânt pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, pentru că văd care este structura și m-am uitat împreună cu colegii mei pe structura acestui Consiliu Local. Vă cunosc în proporție de 99% pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu uitați că ați pus mâna fiecare pe Biblia aceasta și ați jurat să lucrați pentru binele comunității turdene. Este extrem de important, dragii mei, ca în viața aceasta, atunci când decidem, într-o formă sau alta, să fim la aceste mese, puteam foarte bine să fim în altă parte, să ne uităm la lucrurile care ne unesc până la urmă. Pentru că lucrurile care ne despart, of, Doamne, multe pot să fie. Putem să găsim, și nu vreau să verbalizez nume de persoane cu care de-a lungul vieții am stat și am discutat despre unele și despre altele și, repet, putem să găsim lucruri care ne despart. Dar este important să găsim lucrurile care ne unesc pentru binele comunității pe care dumneavoastră o păstoriți. Și aveți această misiune lăsată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu v-a așezat în acele locuri, că Dumnezeu lucrează prin oameni, în așa fel încât să puteți lucra pentru binele turdenilor. Închei, încredințat fiind,
că împreună cu domnul primar, împreună cu fiecare dintre dumneavoastră, veți reuși să duceți mai departe municipiul Turda pe ceea ce înseamnă etapele de dezvoltare. Mult succes tuturor și numai bine! Și acum, probabil că foarte mulți dintre dumneavoastră nu știu, se filmează la 4 camere și ar fi păcat. Aș vrea să doamnele sau domnișoarele din Consiliul Local viitor, aș vrea să depună din nou jurământul în fața mea, acolo, începând cu Alina German, vă rog. Am anemic, vă rog să vă aplaudați. Mulțumesc. Cine? Doamna Rusu Gabriela. Doamna Nodi Ioana Florentina. Așa o să ne cunoaște mai bine femeile din Consiliu. Pârlea Daniela. Valean Teodora, cea mai mică. Vă mulțumesc tuturor și fiindcă suntem la începutul unui mandat și suntem un municipiu cu multe realizări și multe performanțe, v-aș ruga să mai aveți răbdare 3 minute, fiindcă am vrea să premiem, să fie un început de bun augur al acestui nou Consiliu Local, să premiem echipa de aur de la Handball Junior 3, care vor intra în sală în acest moment. Iulia, te rog, vezi unde sunt domnii, să intre în sală.
Așadar, doamnelor, domnilor, medaliile de aur confirmă faptul că la Centrul de Copii și Juniori este unul dintre cele mai valoroase din România, iar prin aceste reușite, Potaisa demonstrează încă o dată că la Turda se practică un handbal de înaltă clasă și că funcționează pe baze solide, o adevărată pepinieră de campioni. Merită să le mai dați câteva aplauze. Așadar, rând pe rând vor veni în fața dumneavoastră, iar domnul primar îi va premia pe acești campioni ai României, juniori care au demonstrat și s-au luptat cu forțe ale handbalului din țara noastră. În aplauzele dumneavoastră, Matei Selegean. Andrei Moldovan. Patrick Moldovan. Cătălin Moldovan. Bogdan Giurgiu. Rareș Șandru. Alex Chiriac. Ștefan Panfilie. Serafim Studolski, cel mai bun jucător al turneului desemnat la finalul acesteia, golgheterul turneului și cea mai bună extremă stângă. Eric Chiriac. Ramian Perza. Tudor Rus. Tudor Iacob. Tudor Cioban. Aurelian Topan. Ștefan Bucur. David Vălean. Și Denis Țăgean. Ei bine, acest extraordinar sportiv nu ar fi făcut performanță dacă în spatele lor nu ar fi fost oameni care au o experiență bogată în ceea ce privește handbalul. Și îl invit acum în aplauzele dumneavoastră pe unul dintre oamenii care pune foarte mult suflet atunci când este vorba de handbal, domnul Aurel Oroian. Un alt antrenor al clubului de handbal Potaisa prezent astăzi în sala de festivități a primăriei municipiului Turda, Mihai Negruț. A
a făcut parte din echipa de seniori a Magnificilor, a jucat și în echipa națională, astăzi este antrenor la Potaița Turda, Raul Marian. Pentru prieteni Moșu. Cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare. De foarte mulți ani antrenează echipa de handbal masculin Potaița Turda. Este prezent în sală Horațiu Gal. Alături de Horațiu este și președintele clubului de handbal Potaița din Turda, un om foarte devotat, care are handbalul în sânge de sus până jos. Flaviu Sâsâiac. Ei bine, aceste performanțe reprezintă partea vizibilă a handbalului, frumusețea lui se află în sutele de ore de muncă, în pasiunea și dorința de autodepășire și în prieteniile care se leagă. Vă rog să-i mai aplaudați încă o dată pe componenții echipei de juniori 4 campioni naționali în România, după ce au reușit să-și adjudice medalii de aur la turneul final ce s-a disputat la Cluj-Napoca. Mulțumim! Doamnelor, domnilor consilieri, doamnelor, domnilor din audiență, ne apropiem de finalul acestei ședințe, de ceremonia a investirii noului Consiliu Local. Dacă doriți cineva dintre dumneavoastră să luați cuvântul. Vă rog. Doamnă președinte, stimați reprezentanți ai autorităților centrale și județene, dragi invitați, ascultam zilele trecute un podcast al părintelui, al preotului turdean Claudiu Varga și acesta vorbea în podcastul său despre cinstirea sfinților în Biserica Ortodoxă și menționa scrierile apostolilor în care creștinii sunt numiți locuitori ai cetății lui Dumnezeu, sunt numiți locuitori ai casei lui Dumnezeu, locuitori ai împărăției lui Dumnezeu. Și am învățat din acel podcast că prima versiune a Noului Testament a fost scrisă în limba greacă, iar termenul de cetățenie înseamnă politeios. De aici derivă cuvântul de politician și politică, și politicienii și politica nu sunt altceva decât moduri de administrare. Politicienii sunt gardieni ai resurselor publice și ai libertăților cetățenești care au fost descrise cândva de filozofi când povesteau despre orașul cetate. Iar noi, consilierii locali și politicienii locali, nu suntem altceva decât gardieni ai acestor drepturi cetățenești și niște administratori ai resurselor pe care cetățenii le pun împreună ca noi să le administrăm. Acesta este spiritul cu care eu personal și consilierii Partidului Social Democrat își încep mandatul, acela de a fi buni gardieni ai drepturilor cetățenești și de a fi buni administratori ai resurselor publice. Am să-mi permit și o glumă ca să dau un răspuns politic domnului Abrudean. Am ascultat aceste realizări ale administrației publice locale de la Turda. Eu sper ca noul Consiliu să lucreze mult mai conștient și mult mai responsabil, pentru că, iată, modul în care Partidul Național Liberal a lucrat i-a făcut ca să piardă 5 mandate, să scadă de la 10 la 5. Eu sper să nu facem și noi aceeași greșeală politică și administrativă pe care Partidul Național Liberal a făcut-o în ultimii 4 ani. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna din spate, vă rog.
Mulțumesc. Dragii mei, permiteți-mi să vă felicit din tot sufletul pe toți noii consilieri, să-i felicit și pe invitații noștri de astăzi și să vă spun că normal dumneavoastră deveniți de astăzi un fel de consiliu al înțelepților și sper să rămâneți acei oameni înțelepți care lucrați pentru binele acestui oraș. Vă felicit din tot sufletul, dar nu înainte de a-mi felicita colegele care ați remarcat astăzi, Partidul Social Democrat aduce în față tot ce are mai frumos și mai bun. Am două colege pe care vreau să le felicit din tot sufletul. Vălean, te rog frumos să primești buchetul meu. Felicitări! Sunt convinsă că vei aduce cu prezența și cu munca ta un aport important pentru oraș. Mai am o colegă pe care vreau să o felicit, Rusu Gabriela. Mult succes, draga mea! Și, încă o dată, felicitări și mult, mult succes! Mult succes, domnule primar, de echipa pe care o aveți! Iar Partidul Social Democrat are astăzi alături pe domnul senator Răzvan Ciortea, pe care îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru echipă. Doamnelor, domnilor, permiteți-mi să vă spun și eu câteva cuvinte. Stimați colegi, turdenii ne-au încredințat, ne-au oferit încrederea lor, ne-au votat și suntem aici, în următorii 4 ani, în Consiliul Local, care este, practic, forul democrației turdene. Am jurat mai devreme că vom face tot ce ne stă în putere, cu toată priceperea noastră, pentru binele turdenilor. Vă încurajez să fiți îndrăzneți, să aveți curaj, vă urez să fiți înțelepți și inspirați. Și vă mai doresc ca la finalul mandatului să simțiți că vi l-ați împlinit și turdenii să vă confirme asta. Vă mulțumesc! Declar închisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Turda.